mi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Cuvântul s-a întrupat ca să coboare la noi dumnezeirea. Amin. De 2000 de ani îmi deschid ochii ca să văd aceiași oameni pregătiți de sărbătoare. Străzile strălucesc de lumini multicolore, pâlpâitoare. E Crăciun. Astăzi oamenii parcă se vor mai darnici, mai buni. Dar oare omenirea a înțeles mesajul nașterii care îl sărbătoresc și pentru care în fiecare an cu așa mare fast se pregătesc? De-ar fi Crăciunul doar atât, doar o colindă, obicei, un brad frumos împodobit, de-ar fi Crăciunul o poveste, un mit tradițional, cu un punct imaginal din estre. Crăciunul este mult mai mult decât o poveste sau colind. Nu-i nici religie și nici mit. E darul celui profețit. De atâtea ori m-am întrebat de n-ar fi este acea săracă. Am ști să fim umili și blânzi așa cum a fost el, Emanuel, preasfântul Dumnezeu suprem. Să nu uităm de harul lui, de Betleemul din Idoia, de Golgota, de Ghețimani, de ziua când vom fi cu el pentru totdeauna. Amin. Amin. Thank you.
Oh!